M-au întrebat unii oameni, nu numai acum, și de mult, este un subiect care se tot discută peste tot. Dacă citesc de 3 ori capitolul Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, din Coran, ultimul capitol, deci înainte de penultimul capitol, înainte de Nas, Felak, este capitolul Ikhlas. Dacă citesc acest capitol de 3 ori, primesc răsplată ca și cum aș fi citit întreg Coranul? Sau se pune ca și cum aș fi citit întreg Coranul? De ce întreb acest lucru? De ce întreabă oamenii acest lucru? Pentru că, știți, cu tradiția, cu vânzarea Coranului, să citești Coranul din capăt până la coadă și să vinzi hatem. Am vorbit despre acest lucru în alt video, într-un alt clip, ce înseamnă să vinzi Coranul și așa mai departe, dacă e permis sau interzis. Nu de asta vorbim acum. Vorbim de ihlas. Se pune, dacă citesc de 3 ori ihlas, se pune ca și cum aș fi citit întreg Coranul? Profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne-a vestit într-o relatare despre acest capitol și a spus că este o treime a Coranului. Și a spus, care este lucrul care vă oprește să citiți Coranul în această seară? Și au spus companiul, dar cine poate acest lucru să citească tot Coranul într-o seară? Și a spus, citiți capitolul Ihlas de 3 ori. Deci citirea capitolului Ihlas de 3 ori echivalează citirea întregului Coran. Dar, acum pentru cei care vor să vândă Coranul sau nu mai știu ce. Deci, am vorbit de ce înseamnă a vinde Coranul. Dar acum vreau să vorbesc și despre 3 ihlasuri. Oare dacă stau eu acasă și în loc să stau să citesc tot Coranul care mi-a, știu eu, 2 zile, 3 zile, o săptămână și așa mai departe, nu mai bine citesc eu 3 ihlasuri și îl vând? Nu. 3 ihlasuri nu ține locul Coranului. Dar răsplata recitării a 3 ihlasuri cu intenție bună, meditând aceste sensuri ale ihlasului, echivalează răsplata citirii întregului Coran. Aici scoate în evidență și intenția, scoate în evidență și meditarea. Pentru că Ihlas este un capitol, printre cele mai scurte capitole din Coran, dar cel mai important. Vorbește de Creator, vorbește de Allah subhanahu wa ta'ala. Vorbește de numele și atributele lui Allah subhanahu wa ta'ala. Vorbește cum, cine este Allah, cum este Allah. Și de aceea este un capitol foarte important. Recitarea lui de 3 ori, având toate aceste, trăind sensurile, meditând la aceste sensuri, primește răsplata ca și cum ar fi citit întreg Coranul. Dar, cum am spus, întreg Coranul este întreg Coran, 3 ihlasuri sunt 3 ihlasuri. Vinderea sau așa mai departe a lor este, fără îndoială, un mare, mare păcat. Cum am spus, sunt multe, ne-am lovit în multe locuri, ne-au spus oamenii, chiar am văzut și noi, ne-a spus despre cineva care umbla cu boabe de porumb sau de fasole în buzunar, în piață, pe stradă, citea de 3 ori Ihlas și punea dintr-un buzunar în celălalt un bob de porumb și spunea, considera că a citit un Coran și îl întreba pe oameni, nu vreți să cumpărați Coran? Am buzunarul, scutura buzunarul și zicea, am buzunarul plin de Coranuri. Acest lucru este, fără îndoială, nu este un lucru iubit de Allah subhanahu wa ta'ala. Nu citim Coranul pentru bani. Coranul a fost trimis pentru a fi citit, înțeles și practicat, nu pentru a fi citit și vândut. Coranul a fost trimis, este mesajul lui Allah pentru a fi citit, înțeles, practicat. Vândut nu există în această ecuație. Allah să ne ferească. De aceea, dacă vrei să câștigi răsplată mare, intenționezi să câștigi răsplată recitării Coranului, citește Ihlas. Ori de câte ori ți-aduce aminte, citește de 3 ori Ihlas Şerif și vei primi și la răsplată mare. Dar nu, nu o facem. Nu o facem să vindem aceste răsplăți. Nu există oricine a vinde răsplată, a cumpăra răsplată. Astea sunt faptele bune pe care le facem și Allah ne răsplătește pentru ele. Sunt păcate pe care le facem și Allah ne va pedepsi pentru ele. Dar să mă duc eu să zic, eu azi am păcătuit, dar sunt bogat, am bani. Ia-mă, Vasile, banii ăștia și suportă tu pedeapsa în locul meu în ziua de apoi. Nu merge. Sau zice, băi, știi ce, eu sunt foarte ocupat, n-am timp să citesc Coran. Ia, tu citește Coran în locul meu, tu fă rugăciunea în locul meu, îi dai lui altul bani, ține post în locul meu și eu o să-mi văd de viața mea. Nu merge. Pentru că în ziua de apoi, cu toții vom merge în fața lui Allah, furada, individual, și vom da socotel la Allah subhanahu wa ta'ala. Deci, Ihlas Şerif este un capitol, Qul Huwallahu Ahad, este foarte important. Este considerat, cum a spus în relatarea profetului Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o treime a Coranului, citirea de 3 ori echivalează
citirea Coranului odată, din punct de vedere al răsplății pe care o primește cel care a recitat, inshallah, și Allah subhanahu wa ta'ala să ne ferească să fim dintre cei care duc în altă parte această citirea Coranului sau citesc Coranul cu o altă intenție decât de a-L adora pe Allah subhanahu wa ta'ala.